Salutare! Te-ai gândit vreodată cum cresc plantele? Pentru a observa cum crește o plantă, ar trebui să observăm una în natură din când în când, pentru a vedea ce se întâmplă cu ea. Îți propun să aducem natura la noi acasă prin construirea unei mini-sere. Desigur, putem cumpăra o mini-seră, așa cum apar în imaginile din partea dreaptă, dar ne putem construi propria noastră seră cu materiale pe care le avem la îndemână. Iată de ce ai nevoie! O pungă transparentă, diferite tipuri de semințe, grâu, floarea soarelui, fasole, un șervețel, un recipient cu apă și un capsator. Primul pas este să punem șervețelul pe jumătate în interiorul pungii. Pentru acest pas, avem nevoie de ajutorul unui adult. Va trebui să capsăm punga acolo unde avem șervețelul. Adăugăm semințele deasupra capselor. Folosim recipientul cu apă și udăm semințele în interiorul pungii. Punem punga într-un loc luminos și călduros. Va trebui să observi ce schimbări apar în fiecare zi în interiorul mini-serei. Ai grijă ca aceste semințe să aibă parte de lumină, căldură și apă. Te poți folosi de un aparat de fotografiat sau de un telefon mobil pentru a surprinde toate momentele în care semințele încep să se dezvolte. Dacă ți-a plăcut să construiești o mini-seră, îți propun și alte idei. Poți folosi materiale diferite, pământ sau vată, dar și alte tipuri de semințe. Mult succes!